Bun găsit! Prima parte a zilei este mai bună, însă după amiază trebuie să fim un pic mai atenți și mai riguroși cu gesturile și cuvintele pe care le folosim. Berbeci. Într-adevăr, după ora 14 trebuie să fiți un pic mai atenți, mai ales cu persoanele foarte importante, părinții sau alte persoane, chiar dacă este sâmbătă și poate sunt întruniri în familie, cântăriți-vă cuvintele. Taurii au chef de escapade. Parcă nu le pică bine un musafir și nici să fie invitați într-o vizită și totuși unele obligații îi pot face să iasă din casă. Tact în relațiile cu ceilalți. Gemenii. Atenție la sănătate astăzi, mai ales în a doua jumătate a zilei, un pic de odihnă v-ar prinde mai bine. Pe de altă parte, detașați-vă de lucrurile care vă displac. Pentru raci, însă, este o zi de sâmbătă foarte importantă în relațiile parteneriale. Conjuncția lună-Saturn amenință cu faptul că pot tăia de pe lista de prieteni o persoană. Pentru lei, în schimb, vorbim de sănătate astăzi și bine ar fi ca lei să muncească mai puțin pentru că forțele trebuie menajate astăzi. Deci, atenție la sănătate. Fecioarele se mobilizează indiferent ce și-au propus, fie că e vorba de o excursie sau se lucrează la un proiect, sunt foarte bine motivate și mobilizate astăzi energetic. Balanțele. În casă sunt foarte multe discuții. S-ar putea să ceară părerea unei persoane în vârstă, mamă, părinți, socri. Și au persoanele acestea de partea lor, dar discuțiile sunt destul de aspre. Pentru scorpioni vorbim astăzi de vizite. Vizite obligatorii s-ar putea să ajute pe cineva și să facă cumpărături pentru o persoană din casă. În tot cazul, scot ceva bani din buzunar. Pentru săgetători, însă, vorbim de economii. N-au voie să scoată bani din buzunar săgetătorii. Mai mult decât atât, trebuie să facă economii și s-ar putea ca citirea caietului de socoteli să-i întristeze. Capricorni. Este o zi pe care și-o dedică, fie vorba de îngrijire, frumusețare, wellness, de exemplu, sau pur și simplu analizează ultimele evenimente din viața lor, în special cele din familie. Vărsătorii au și ei nevoie de relaxare astăzi și s-ar putea să iasă din localitate sau închid toate telefoanele, nu mai răspund și meditează la problemele pe care trebuie să le rezolve. Pentru pești, l-ar prinde bine sfatul unei persoane în vârstă și ei astăzi socializează, ies în oraș, dar pentru că au nevoie de un sfat al cuiva cu experiență multă de viață. O zi cu atenționări, dar noi ne